când mă duc la școală, văd când dă pauză, văd că mănâncă toți și numai eu stau așa. Toți din clasă, toți mănâncă pufuleți, chipsuri, ce vrea. Și numai eu mă uit așa. Anul trecut n-am avut papuci, mă duceam cu niște papuci, se rupeau, îi lipeam cu superglof. Pusculița pe care tu o comanzi poate să-l ajute pe Florin, și nu doar pe el, ci pe toți copiii care au aceeași poveste dureroasă ca și el. Câți ani ai, Florin? 11. În ce clasă ești? A patra. Ai avut ceva bani la școală asta? Nu. Suntem așa că... Stăteam așa și mă uitam cum mânca toți. Și n-aveam. Stau așa, când dă pauză, văd că mănâncă toți, ies afară. Și afară ce faci? Mă joc. Singur? Singur. Ai prieteni? Nu, toți mă șert. Anul trecut n-am avut papuci, mă duceam cu niște papuci, se rupea, le lipeam cu superglof. Asta e iarna? Da. Ce papuci aveai? O pereche de Adidas, dar se rupeau. Și le lipeam cu superglof. Cum crezi că o să fie iarna asta pentru tine, cu ghetele? Nu știu, bine. Papucii ăștia care ai acum în picioare cum? Bine, dacă mă strâng, înțeleg. La școală, haine ai? Astea le spun în fiecare zi. Și papucii ăștia vrei să faci iarna tu? Nu știu. Ciorape în picioare? Mă îngrijoresc când vine iarna. Tu ce-ți dorești, Florin? Să mă duc la școală, că îmi place mult școala, și să iarna asta să fie mai bine, să am ghete. Pentru mulți copii din România, iarna trecută a fost o iarnă grea. A fost o iarnă în care și-au lipit papuci cu superglu, au mers cu papuci rupți la școală, însă iarna aceasta au speranțe mai bune. Își doresc să aibă o iarnă mai bună, își doresc să aibă un drum mai bun la școală și ne dorim ca prin proiectul În Leu pe Zi să ajutăm acești copii. Sunt 1001 de copii care au nevoie de ajutorul nostru. Pare un număr mare, dar cu implicarea fiecare dintre noi vom reuși să realizăm acest lucru. Pusculița pe care tu o comanzi poate să-l ajute pe Florin, și nu doar pe el, ci pe toți copiii care au aceeași poveste dureroasă ca și el. Îți mulțumim frumos în numele asociației și mulțumim frumos în numele lui Florin.